Liga 1, Hermannstadt, FC Voluntari, luni, ora 18, Digi Sport 1. Liga 1, FC Botoșani, FAR, luni, ora 21, Digi Sport 1. Ilie Dumitrescu, mesaj pentru Gigi Becali după egalitatea lui Mivendi FCSB. Finanțele Red Azul a făcut 5 transferuri într o săptămână, dar lotul nu este încă complet, consideră că fosta vedetă a vedetei. Lucrurile sunt foarte clare. Când Florinel lipsește, Octavian Popescu va trebui să joace la stânga și Barul din dreapta. Libertatea de acțiune pentru Miculescu, deoarece Andrei Cordia a fost una dintre cele mai bune. Trebuie să alegeți un număr 9, Stoica sau Rusu. Da, mai au nevoie de un atacator. A 9, pe lângă cei care pot juca în această poziție, Miculescu, Rusu și Stoica, a spus Ilie Dumitrescu în Digi Sport. Probleme interminabile în FCSB. Nicolae Decis pune dificultăți, nu știu ce să fac. Soluții pentru petrecerea Streda. Vidiu Popescu, titlul pe flancul drept al apărării la acest început al sezonului, a fost rănit în genunchi și pare să nu fie disponibil pentru joc cu Dunajska Streda din runda preliminară a Ligii Conferinței. Prin urmare, multiplul jucător de fotbal, intră într o listă cu jucătorii pe care Nicolae Dic nu ar trebui să le aibă încredere în jocul de joi, în care Andrei Cordia, care este suspendat, și Florinel Mănâncă, rănit în turul slovac. Nu mai știu ce să fac. Vreau să le folosesc la fiecare 3 zile, dar unul sau doi sunt răniți. De asemenea, în Sereda a fost rănit și Risto Radunovic, care riscă să piardă jocul de întoarcere. Personalul tehnic FCSB se așteaptă ca Muntenegrino să devină unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, să fie recuperat și poate apărea joi în formula de început. Risto Radunovic este cel mai dificil de înlocuit fotbalistul FCSB, deoarece singura soluție care rămâne pentru fundașul stân ar fi Sorin Serban, care a dezamăgit aproape de fiecare dată când a fost folosită. FCSB a ajuns și la Radu Boboc, a folosit apărătorul stâng cu CS Mivendi, dar nu poate juca în runda preliminară a Ligii Conferinței, deoarece a fost legitimată după ce a livrat lista pentru dublu UEFA cu Dunajska Streda. În aceeași situație se află Eduard Radaslavescu și Marco Dulca. Video cu rezumatul petrecerii, FC Argeș. Etichete Gigi Becali, Ilie Dumitrescu, transferul FCSB. Uită-te la știri Digi Sport, roșii pe Google News.